a ieși la căutat un pilot autorizat. Aici un semnal, primul semnal puternic, restul erau slabe de fier vechi, dar ăsta e. E un semnal puternic. Sunt discriminare. Acolo trebuie să fie, ia să vedem ce. Să vedem cum arată. Asta e cum arată în acela. Ia să vedem. Aici. Ia să vedem. Să vedeți în direct. Cum arată. E cam la suprafață. Comara, vedeți o bucată de aluminiu. O bucată de aluminiu, stai să vă arăt mai de-aproape. De-aia avea un semnal așa fain. O bucată, cred că o fi fost doză și au ars-o ăștia. Au făcut focul. Doză de bere, de aluminiu. Da, și asta o adunăm, o aruncăm la gunoi. Nu mai lăsăm un seminal detectorist să le bată inima ca la iepure, că au găsit cum ai. Da, bă, căutăm în continuare. Așa, ia să vedem unde e semnalul. Să-l auzi și eu. Ia. Aici e un loc infestat cu fiare. Dar poate să fie o sârmă lungă. Ia să vedem discriminare. Auziți, în discriminare se chimie. Asta n-are rost să-l sap. Am mai pățit. Am dat de sârme sau de cuie. Din cauza că sunt lungi, dau așa un semnal mai aiurea. Nu un semnal rotunjit, așa un semnal tăiat și în locuri mai multe. Așa cobor mai. Aici am cam terminat. Am umblat, am căutat. Da, am coborât de pe deal. Da, văd că pe aici mi-a luat-o înainte Nenea Mistrețu. Ia uitați și voi ce au cu Nenea Mistrețu. Primul căutător de comori din România, primul arheolog, Mistrețu. Toate gropile au fost adânci, m-au rupt cu obiecte mici din fier, o să vi le arăt la urmă. Aici, iarăși, am o groapă, uitați și voi. Ia uitați, e cât lopata, mai mare un pic decât lopata. Băi, și era un semnal micuț, la toate am avut semnale slabe,
fiindcă sunt obiecte mici, am spus că aici de 10 ani de zile detectoriștii au tot căutat, deci că nu mai ai ce să găsesc. Și i-au zis și voi. Deci, obiectul trebuie să fie mai în pământ. Uitați, așa, bine, acum este mult mai puternic, am mai scos din pământ, dar așa se auzea. Na bă, hai să căutăm, să vedem, vă arăt și vouă ce am găsit. Na, am mai săpat băieți și fete. Cei care vă place să vedeți detecții. Și am ajuns și la fier. Ia uitați. Ce poate să fie asta? Cred că e încărcătură din aia de la aruncător de grenade, aia care zboară. M-a omorât ăsta. Ia să atâta, asta are 30, 40 de centimetri mai adâncime. Normal, uite, pământul e ud, ăsta și lipește pe lopată, vedeți? Nu e, fiindcă e inclinat așa, nu e el tare ud, dar, uite, totuși, vedeți? Așa, uitați. Așa, vedeți? Vede că are umezeal, umiditate. Da. S-a înorat. Cerul e plin de nori, nu știu, mai fac o căutare, 20, gata, dar hai să opresc. Trebuie să vă mai arăt și obiectul ăsta găsit, pentru că e frumos, tot așa o groapă adâncă, nu chiar ca aia, dar toate și iasă până aici, iasă 22 de centimetri, obiectul este acesta. Deci nu l-am curățat, dar am impresia că este o cataramă frumoasă din timpul războiului. Sigur, ai dat. Ai, glumesc, nu sunt arheolog. Să știu de la ce e, dar e interesant. Nu, bă. Deja am 2 ore jumate de când caut. Am găsit numai prostii, adică prostii. Interesant, revinare la sfârșit, da? Ne-am găsit unele de alea, de argint, de aur. Nu, bun, hai că să mai lăsăm din film. Ne auzim imediat. Încă o gropiță adâncă. Deci o palmă. Cu... Vedeți? Să ținem mâna asta, atât mai curată. Nu, verde glanțișar. Ia să vedem. Așa, îl vede așa. Adică e îndoit. Adică a lovit piatra, a lovit pământul. Interesant, oricum. Na, acum mă opresc, mănânc ceva. Ia să vă arăt, acum că s-a înorat, să vă arăt zăpada de pe munți. Piatra mare, vedeți? Piatra mare și după mergem încolo, spre Postăvaru, ăla e muntele Postăvaru. Și
aceia acolo care se văd în spate sunt bucegii. Bucegii. Așa, și după mergem să vedem Piatra Craiului, să arăt și Piatra Craiului. Uitați, aia e Piatra Craiului. Piatra Craiului. Așa, și în spate sunt făgărașii. Mulți făgărași, dar nu prea se văd. Acolo, departe, îndepărtare, aia sunt făgărași. Da, bun. Hai să vedem ce mi-a pus nevasta de mâncare. Da, înainte de a mă apuca să mănânc, să vă arăt ce am găsit. Deci, aici cuie. Cuie asta, sigur, e de la căruță. În cuie, un vârf de cui, alt cui, încă un cui, o bucată de cui, și încă un cui și o bucată de cui. Aici, niște folie. Deci, numai mărunțișuri. Sârmă. Asta, iar un vârf de cui. Ia uitați. Ia uitați ce mic. Uitați și voi. Ia. Mi-am dat semnale și la astea mici. Și uite, o sârmă. Sârma asta mică, am găsit-o câteva degete în pământ, o palmă, cam așa. Ia, sârmă mică asta. Ia. Normal, când e ud, asta alt. O tablă. Încă o tablă. Cataramă. Sper să auziți ce zice. Deci, ăsta este cel mai interesant, e un plumb. Ăsta e un plumb, cineva, un vânător, a tras în pământ, în loc în iepure. Asta e o bucată de schijă, de fier. Și astea, așa, și asta e aluminiu ăla. O parte dintre ele, să vă uit de asta. Asta, să vă arăt cum funcționează în zilele noastre. Asta care se bagă în aruncătorul de grenade. Da. Să vă arăt imediat. O parte le iau acasă să le fac fotografie așa ca lumea le spăl și să vi le arăt mai de aproape. Ah, și era să uit, asta e faină. Asta e de la cartuși de vânătoare. Și asta o să-l spăl și o să vi le arăt mai bine acasă. Să-l vedeți. E cu cui de percutor deasupra. O să vă arăt eu cum arată. Da, interesant. Ăla e foarte vechi, de la sfârșitul 1800. Atunci se mai foloseau din cu cui percutor pe o parte. Da, bun. Bate vântul, afară s-a norat tot mai tare, sper să nu vină ploaia. Hai să mă apuc să mănânc, să văd ce am de mâncare. No, am 3 ore de când m-am apucat de căutat, plus o oră și jumătate de drum, vă dați seama. Și uite ce mi-a pus nevastă mea să mănânc. 7 covrigei. Ia, ia, ziceți și vă dacă e sănătoasă. E, 7 covrigei, chiar am luat. Și apă. Bine că am fost eu isteți. Când am plecat la drum, am cumpărat de la magazin o franțelă. Altfel, stai după femeie, te lasă să mor de foame. Auzi-mi. 3 ore de umblat și de săpat și de căutat, plus o oră jumate dus, o oră jumate când mă întorc, să mănânc 7 covrigei. Zici-te. Ziceți-vă. Asta e. O să merg după ce mănânc, urc dealul și o pornesc spre casă. O să vă fac filmulețele, vă iese 2-3 filmulețe, să vă uitați la toate, să fie în episoade. Bă! Andrețen! Money! Deflection! 3-1-6-2! 3-1-6-2! 100! 1-1! 9-2! 1-1-9-2! 3-1!